Foarte multe gospodării din Giurgiu au avut de suferit din cauza ploii torențiale de vineri noapte. În special în zona străzilor, rozelor și pietrelor, dar și în alte cartiere ale orașului, apa a pătruns în case, provocând pagube însemnate. Câteva imobile sunt chiar în pericol de prăbușire, mai ales că este vorba de case vechi, construite din chirpici, care și așa aveau o stare de degradare avansată. Sunt familii cărora apa le-a distrus și puținul pe care îl aveau și efectiv nu mai au unde să locuiască. De la ora 1 până la ora 4 dimineața, când a început ploaia aia puternică de tot, noi am anunțat pompierii n-au venit. Deci până la 4 dimineața noi am cărat apa cu găleata afară, nu puteam să răzbim. La un moment dat am plecat din curte de frică, a început să trosnească casa, s-a lăsat casa dintr-o dată și am stat în ploaie. Până dimineața, până la 4:30, când a venit pompierii, ne-a tras apa numai doar de aici. Dar din casă n-a tras nimic. Din casă n-a tras nimic. Am scos unii cu gălețile. Și de azi noapte și până la ora actuală suntem nemâncați, suntem obosiți, suntem stresați. N-avem unde să ne culcăm. Rău respectuos ca să se ia măsuri, ca să vină să facă un cort, să stăm în el, să dormim. Am fata care trebuie să nască mâine, poi mâine. Și unde stăm? N-avem unde să stăm. Unde? Că în casă nu putem să stăm. În casă nu putem să stăm. Cade casa pe noi. Noi nu dăm amicuță. N-am avut posibilitate. Apa prea mare n-am putut să ne-o dăm. M-am dus, m-am aruncat de oameni ăștia să vie. O să venim, o să venim. Am sărit pe geam cu copiii, i-am luat în brațe și am fugit dincolo la fiime că nu s-a suit în pat. Și am barat ușa aia acolo în casă, cu zdrențe, cu ce, dar n-a mai intrat apa, că s-a suit în pat. Nu mai aveam încotro să o luăm. Nu mai știam unde să pui țoalele, nu mai știam ce să mai facem. Toți copiii plângea, ăsta s-a sculat plângând și de dimineață. Toți locuitorii de pe strada Pietrelor și foarte mulți de pe străzile învecinate au avut de suferit. Cei mai afectați sunt și aceia care nu au posibilități materiale să își repare casele sau să își înlocuiască lucrurile distruse de apă. Eu unul din mine, eu iau o cantină socială, iau un ajutor social. Spuneți-mi dumneavoastră mie, din 2 milioane, 80 de mii, 200, cum se spune așa, cu ce să iau? Scânduri să iau, ciment să iau, balasul să iau. N-am posibilitatea asta. N-am posibilitatea. Eu sunt bolnav, soția e bolnavă de diabet, face de 3 ori pe zi insulină, fata mea bolnavă are astmă, am băiatul care mi-este paralizat. N-avem posibilitate. N-avem. Astăzi. La primărie a venit cineva astăzi? N-a venit nimeni. N-a venit nimeni. Din partea primăriei a fost o fată venită și când am vrut să stăm cu ea vorbă să o aducem să ne fotografieze, i-a zis la băiatul ăla să plece. A fost din partea la, vezi doamne, ca să aibă activitate pompieri, din partea la pompieri a fost, nu din partea noastră. A zis că se duce pe albinelor. A făcut o singură fotografie, dar să vină, să vadă, să analizeze situația, n-a venit nimeni. Nimeni. Tars, uitați și voi, toalele cum șade. Tot. Nici n-am s-a ales tot. Nici n-am cu ce să schimb copiii, stăm, n-avem cu ce să spălăm, s-a ars tot, televizorul l-am scos din apă, uitați-l unde este. Nu mai avem nimic. Pluta tot în sus, dacă nu eram curentul prează, s-a dus. Tot, că noi avem priza jos. Norocul că am întrezit soțul și a fugit repede, dar... Vă dați și dumneavoastră seama, de la ora 1, de când a început ploaia aia puternică, și a început, că imediat s-a inundat aici, imediat, în 5 minute, 10 minute s-a inundat. Toată apa după stradă, din deal. Și de la lume, din casă, la mine aici a fost. Pentru că n-a făcut bine scurgerea. A făcut o țeavă și a băgat țeava mică. N-a băgat-o mare ca să aibă putere să o preia. Asta este toată... Toată mizeriile după stradă și toate alea aici a fost. Nu mai știam ce să mai facem. Am stat în apă până aici. Noi solicităm, seară și până la noi solicităm să vină să ia măsuri, să ne scoată de aici. Eu nu mai intru în casă. Mie să-mi facă un cort în fața curții aici, că să stau cu copiii mei. Mi-e frică. V-am spus, suntem 8 persoane în 2 camere, dormim câte 2 înși în pat. Speranțele oamenilor se îndreaptă ca de obicei către autorități, acelea care trebuie să intervină în astfel de situații. Deocamdată se întocmesc liste cu casele afectate, iar timp de 2 zile din partea municipalității nu s-a interesat nimeni de soarta celor care au avut de suferit în urma furtunii de vineri noapte. Doar deputatul Florian Nicolae și Asociația Uniți pentru Giurgiu au sărit încă de sâmbătă în ajutorul locuitorilor de pe aceste străzi. Aceștia au primit pachete cu alimente de bază oferite de către deputatul Giurgiuvean și asociația menționată.